Sala sporturilor Iftimiei Lisei din Medgidia, alături de o galerie impresionantă și gălăgioasă, au fost secretele victoriei echipei locale de handbal masculin. Sub ochii atenției suporterilor, jucătorii s-au detașat rapid de adversari și au condus meciul pe toată perioada acestuia. Antrenorul spune că jocul a fost unul cu mici scăpări ale medgidienilor, însă deznodământul a fost unul fericit și au ținut piept cu brio oaspeților destul de experimentați. O etapa a patra, destul de disputată în această seară, un public minunat, țin să le mulțumesc pe această cale, băieții noștri au câștigat de data aceasta, ne menținem un număr suficient de puncte în vârful clasamentului, care cred eu că la sfârșitul turului și returului ne conferă șansa de a participa la barajul de promovare. Pentru handbaliști urmează o etapă destul de grea. Urmează o etapă în deplasare cu Alexandria, o echipă pe care o cunoaștem, o echipă foarte puternică. Ne dorim să obținem punctele de care avem nevoie. Reprezentanții echipei de handbal CS Medgidia le mulțumesc suporterilor pentru prezență, dar și pentru susținerea jucătorilor, indiferent de deznodământul jocului.